Bună ziua, bun găsit la călătorii geopolitice. Astăzi o să vă invităm într-o călătorie în Europa de azi, la Bruxelles, alături de un invitat special, domnul Victor Negrescu, ministru delegat pentru afaceri europene. Bună ziua, domnule Negrescu, și vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Sunteți pe lângă uh, funcția de ministru și un prieten al francofoniei și, în general, al, al lumii francofone încă din, uh, din adolescență. Da, din tinerețe, exact. aș putea spune, da. Bun. Tinerețea se continuă și, da, și încă, astăzi fiind încă. cel mai tânăr ministru din actualul cabinet. Da, da printre, printre cei tineri din cabinetul guvernamental și, într-adevăr, am trăit mai mulți ani în Franța, în Belgia, și pentru mine limba franceză este o limbă importantă și legăturile pe care le avem noi, în general, cu francofonia ca țară, sunt de asemenea foarte importante. Cum vedeți ideea, apropo, de tinerețe în Europa de astăzi? Mai este Europa un continent tânăr? sau este uh, are alura unei doamne îmbătrânite, vetuste, expirate. Cred că Uniunea Europeană într-adevăr reprezintă o construcție de mare viitor, o construcție care are o experiență, care a făcut foarte multe, care are multe rezultate pozitive, dar care astăzi am putea spune că are nevoie să-și reclădească sau măcar să-și plănuiască acest viitor. De aceea este foarte important că astăzi noi avem o serie de dezbateri despre viitorul Europei, am avut mai multe variante, mai multe versiuni, mai multe idei lansate de Comisia Europeană, de președintele Juncker, avem un document al Consiliului, care prezintă o serie de variante cu privire la viitorul Europei și iată lunile acestea zilele acestea se lansează în toată Europa consultările cetățenești despre ce ar trebui să fie Europa pe viitor. Și îmi place să anunț aici, la emisiunea dumneavoastră, pentru prima dată, faptul că România, într-adevăr, va organiza aceste consultări cetățenești. Primele consultări urmează să aibă loc în data de 9 mai, de Ziua Europei, tocmai pentru a lansa aceste dezbateri, chiar de o zi importantă pentru Europa. Am dorit să auzim de la cei care participă, decidenți politici, dar și experți și oameni care au o experiență academică și cei care pur și simplu trăiesc în Europa de astăzi și au o propria viziune, am dorit să auzim din partea lor perspectiva asupra a ceea ce ar trebui să fie viitor, viitorul Europei, a ceea ce ar trebui să fie Uniunea Europeană și modul în care România trebuie să se regăsească în această construcție viitoare a Europei. Cum vedeți, eu acum o să încerc să joc rolul avocatului diavolului, cum vedeți anumite sondaje din multe țări uh, europene care arată un nivel de neîncredere tot mai ridicat în instituțiile europene și într-un viitor comun. Cum vedeți euroscepticismul? Este el o primejdie la ora actuală pentru uh, construcția europeană? Cred că Uniunea europeană trebuie să își caute soluțiile în interiorul său. Și trebuie pentru a face acest lucru, într-adevăr, să se uite mai mult la cetățenii pe care îi reprezintă. De fapt, și în perspectiva viitoarei președinții uh, române a Consiliului Europene, noi ne dorim să vorbim despre cetățeni, despre nevoia ca politicile europene să fie mai mult orientate spre ceea ce vor oamenii și mai ales să dezvolte Uniunea Europeană politici pe care cetățenii le pot înțelege. Și, de exemplu, cel mai popular program european este programul Erasmus acel program de mobilitate care permite tinerilor să meargă dintr-o țară în alta, să învețe în alt stat să pe o perioadă scurtă de timp, de să cunoască ce înseamnă Europa, să cunoască diversitatea, să se dezvolte ca, ca, persoane. Ori acest program a fost elaborat de statele membre, statele membre s-au pus de acord și au dat Comisiei Europene această prerogativă. În același timp, Uniunea Europeană și prefer aici la Comisia Europeană nu are competențe în domeniul educației. La fel se întâmplă și cu sănătatea. Dacă e să ne uităm pe sondajele de opinie europene, vedem că cetățenii au trei subiecte importante. Educație, sănătate și securitate. Ori asupra acestor trei domenii nu există nu o competenție europeană și mai mult decât atât. Sunt oameni și interese, inclusiv la nivelul statelor membre sau instituțiilor europene, care caută să reducă rolul pe care Uniunea Europeană joacă în aceste trei domenii importante pe care cetățenile le revendică ca fiind, într-adevăr, necesară abordarea în plan european. Chiar în zilele acestea uh, am fost informat cu oarecare neplăcere uh, cu privire la faptul că există o solicitare ca Direcția Generală care se ocupă de sănătate din Comisia Europeană să nu mai aibă aceleași atribuții sau poate să fie reformată și să fie mai puțin importantă, ceea ce nu e normal. Avem nevoie de politici comune în ceea ce înseamnă politica de vaccinare. Avem nevoie de schimburi de medicamente, cum a fost cazul României și solicitarea pe care am făcut-o sistemul european ne-a permis nouă să găsim într-adevăr medicamentele de care, pe care nu le avem Avem nevoie de mobilitatea pacientului, avem nevoie de facilități pentru doctor, Deci sunt multe chestiuni care pot fi făcute în plan european, inclusiv pe aceste componente, respectând cu toate acestea și tratatul actual al Uniunii Europene. Deci Uniunea Europeană trebuie să caute ceea ce trebuie să facă mai departe, ascultându-și cetățenii și făcând lucruri pentru aceștia, pentru ca în final sondajele să fie diferite și uh, cei care sunt sceptici cu privire la Uniunea Europeană să fie mai puțin sceptici pe viitor. Cum vedeți astăzi, la 10 ani de la integrarea României și Bulgariei, la mai bine de 10 ani de la integrarea României și Bulgariei în Uniunea Europeană și la trei decenii după prăbușirea cortinei de fier, cum vedeți astăzi coabitarea dintre cele două Europe? Europa de Est, cu un trecut comunist și Europa uh, occidentală. S-au cunoscut cele două Europe, s-au reîntâlnit, sunt încă decalaje foarte mari, există încă o cortină de fier la nivel mental? Din păcate, Există în continuare diferențe, diferențe la care România se opune. România nu crede în, în aceste separări între est, vest, nord, sud, între centru și o și periferie. periferie da. România nu este la periferie și cred că și noi trebuie să ne schimbăm atitudinea. Nu trebuie să ne mai percepem ca fiind cetățeni de rang secund, trebuie să ne comportăm ca cetățeni de prim rang, ca o, o țară care, într-adevăr, participă la ce înseamnă viitorul Europei și vine cu viziunea sa. Avem tot dreptul. Nu contează că suntem la 2000 de km distanță de Bruxelles. Noi trebuie să participăm acolo la ceea ce înseamnă uh, deciziile importante și pentru asta ne pregătim, investim în resursa umană, pregătim cadrele pentru că trebuie ca România să fie capabilă să-și facă auzită vocea acolo și nu doar sistemul public, nu doar statul. Și mediul privat să facă acest lucru, și mediul asociativ, și mediul academic. E nevoie de toate energiile pentru a influența deciziile în plan european. Dar revenind la această chestiune pe care o spuneați dumneavoastră foarte corect, într-adevăr, avem nevoie astăzi să ne cunoaștem mai bine. Ce am constatat și ca cetățean care a trăit mulți ani în afara țării. Ca am român trăit, cu experiențe occidentale. Am spune. putea să spunem. Da, cred că și noi suntem tot un pic din, din Occident. Ca, ca om care a, care a trăit și în țările din vest, mai mulți ani, aproape 9 ani în Belgia și Franța și evident am vizitat foarte multe alte state, am constatat că din păcate nu știm suficiente unii despre ceilalți. De exemplu, un lucru care mi-a rămas în minte, dar care e simplu, dar în același timp important. În cărțile de istorie pe care le am studiat în Belgia și în Franța, Estul Europei era în general prezentat ca fiind o zonă albă, necunoscută. România rare ori apărea pe hartă. Harta istorică harta cu informații care erau prezentate tinerilor. Europa se Or, la Berlin și Viena. Da, un pic mai încolo chiar, dar ideea este că nu, nu aflau lucruri despre noi și, evident, nu aveau cum să ne înțeleagă. Poate și noi ar trebui să aflăm mai multe lucruri aici în România despre ei pentru a trăi într-o într într comunitate uh, comună. E foarte important acest lucru. De aceea, de exemplu, inițiativele precum crearea acelui muzeu al istoriei europene și alte inițiative de genul acesta sunt lăudabile pentru că nu putem trăi împreună dacă nu ne cunoaștem și nu putem trăi cu iluzia că ne cunoaștem pe baza unor stereotipuri, fără ca într-adevăr să ne înțelegem, să știm istoria. Eu cred că e foarte important pentru cei din vest să înțeleagă. Cât de mult ne-am luptat noi în această parte a Europei pentru supraviețuire, pentru independență, la Revoluție pentru câștigarea libertăților. Sunt elemente extrem de importante, cum pentru noi ar fi foarte bine să învățăm mai multe, cât de greu a fost pentru cei din vest să se lupte pentru drepturile sociale, pentru beneficii, pentru un echilibru, pentru egalitate, componente care, într-adevăr, sunt importante și pentru care au fost mișcări de stradă și alte chestiuni de genul acesta. Deci sunt importante toate aceste aspecte și trebuie, într-adevăr, să intensificăm nivelul de cunoaștere despre uh, ceilalți. Ne-am întors la călătorii geopolitice, este duminică, suntem alături de domnul Victor Negrescu, ministru delegat pentru afaceri europene. Domnule ministru, uh, continuând să joc rolul de avocat al diavolului, ce îți răspunde unui cetățean european care v-ar spune domnule, știm noi cum funcționează Uniunea Europeană, contează doar țările mari, doar vocea lor este ascultată, țările mici, în general, nu au un cuvânt de spus la masa Europei. Adică Uniunea Europeană și civilizația europeană, în general, reprezintă trinomul Londra, Paris, Berlin. Restul nu contează. Ce ați răspunde? Cum simțiți dezbaterile de la Bruxelles? Contează în realitate România, Bulgaria, țările baltice, Portugalia? Contăm în măsura în care ne dorim să contăm. Da. Iar obiectivul meu este într-adevăr să contăm. România va deveni, odată cu ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, al șaselea stat ca pondere în această construcție europeană. Ori acest lucru presupune, pe de-o parte, să înțelegem ce înseamnă acest lucru, dar mai ales să ne asumăm și responsabilitățile care apar odată ce ocupi o pondere atât de importantă. În consecință, trebuie să influențăm deciziile de acolo și trebuie să discutăm cu toată lumea. De fapt, forța României este că este capabilă să discute cu toate statele europene, și cele din Est și cele din Vest. Și asta am făcut, cel puțin în ultimele 10 luni am purtat discuții cu toți omologii mei din, din statele membre și mai mult decât atât am căutat să contăm și la masă a țărilor importante. Mă refer aici, cum a spus dumneavoastră, la, la negociile cu Franța și Germania. Evident, și cu Italia, și cu Spania, și cu celelalte state, dar cu Franța și cu Germania. Pentru că de multe ori mi se spunea acest lucru înainte să fiu ministru, că Franța și Germania nu ne ascultă. Și atunci am avut o vizită și la Berlin, am discutat și cu omologii mei francezi, și pot să vă spun că deja de câteva luni avem un format da. de lucru comun, în format trio Franța-Germania. România lucrează, discută despre subiectele de afaceri europene. Chiar în următoarea săptămână o să avem o a doua discuție la nivel de miniștri, tocmai pentru că, într-adevăr, vocea României contează. Să știți că și partenerii europene spun că vocea noastră contează. E important însă pentru noi este cum ne -o manifestăm, cum ne exprimăm, cât de bine pregătiți suntem și să o facem pe toate domeniile, pentru că ceea ce spun eu deseori este că ar trebui să urmăm pasul dat sau ideea lansată de către mediul privat sau mediul asociativ. La nivelul mediului privat și mediului asociativ, lucrurile se întâmplă. E timpul ca și noi, la nivel politic, să facem aceste lucruri. Ori, în afaceri europene, eu cred că deja facem aceste lucruri și contăm. O politică de securitate comună a Europei, credeți în acest proiect, este posibil? Este necesar. Nu este doar posibil, este absolut necesar. Nu mă refer neapărat aici la discuțiile eterne despre o armată europeană comună. Poate că, într-adevăr, statele membre sau multe dintre statele membre nu sunt pregătite. Uniunea Europeană nu este NATO, nu. Avem și neutralități în, cazul, în cadrul Uniunii Europene, țări care nu sunt membre NATO, Finlanda, Austria, Malta, de exemplu, Irlanda. Dar e nevoie de o politică de securitate comună? Când vorbim, securitate, de când vorbim de securitate, nu vorbim doar de politica de apărare comună. Ea este importantă, vorbim de schimbul experiențe. vorbim de faptul că statele membre vor lucra împreună, vorbim poate de Schengenul militar. Deci sunt multe chestiuni importante care se produc și mai ales să punem împreună cunoștințele noastre. Chiar într-un recent studiu vedeam că la nivel european există 100 și ceva de tehnologii militare folosite. În timp ce Statele Unite vorbim de câteva zeci de tehnologii militare, ori dacă nu creăm sinergii, aceste tehnologii nu sunt compatibile între ele. Dar, cum vă spuneam, nu este vorba doar despre componenta militară. Vorbim și de componenta de protecție civilă. Ce cum, de inteligență? De exemplu, la da, referitor la protecție civilă, cum reacționăm, de exemplu, dacă se produce un cutremur? Nu avem astăzi, la nivel european, suficiente mecanisme și un dispozitiv comun da, tehnic care să existe în, la nivel european, care este gestionat de către instituțiile europene. Pentru că dacă avem cutremur, ar fi bine să putem să fim ajutați imediat, nu să apelăm statele și să vedem cine este disponibil. Acest lucru l-am văzut în cazul incendiilor din Portugalia. De acum câteva luni au fost incendii puternice, fiecare stat a ajutat, România a ajutat de asemenea, din păcate n-a existat un sistem comun și reacția a fost puțin întârziată. Avem nevoie de un sistem comun de protecție civilă. Spuneați dumneavoastră foarte corect de schimbul de informații. Acum câțiva ani am avut acel virus CRAI, lansat nu da. din știm ce zone, care a afectat foarte multe calculatoare importante și baze de date europene. Ori, răspunsul a fost găsit de un tânăr de 20 și ceva de ani. Ar fi trebuit să găsim soluțiile în comun. E adevărat, unele state s-au descurcat, România s-a descurcat, altele nu s-au descurcat. Dar de ce nu ne-am schimbat informații, de ce nu ne-am ajutat? Pentru că nu exista un sistem. Deci, în sensul acesta, proiectul european de îmbunătățire a agenției care se ocupă de securitate cibernetică este absolut necesar și pe perioada președinției noastre sperăm să ajungem la o concluzie pe acest dosar și să avem o agenție, ENISA îi spune, acum și are locul în sudul Europei, să fie reformată și să aibă competențele necesare pentru a facilita astfel de soluții comun. Credeți în ideea de extindere a Uniunii Europene? Pe termen scurt, există o perspectivă pentru țările din proximitatea noastră? Mă refer la țările din Balcanii de Vest, în primul rând. Se vorbește foarte mult despre aceste lucruri. Nu există încă un timp setat sau o dată target, așa cum am avut în 2004 sau în 2007 cu țările din Centrul și Estul Europei. Se vehiculează mai multe date, 2023-2025. Este proiectul european la ora actuală pregătit pentru o nouă extindere? Eu cred că este important să dăm acest semnal de deschidere, acest semnal de uh, orientare europeană pentru Balcanii de Vest, dar și pentru țările din uh, parteneriatul estic este foarte important pentru noi să arătăm cetățenilor din acele state că, într-adevăr, au un viitor în Europa și că noi îi primim, evident, în contextul în care acele țări au respectat criteriile europene și a respecta tot ceea ce înseamnă măsuri economice, sociale care trebuie să fie realizate, așa cum și România. Piața liberă, achiu comunitar, democrație funcțională. Toate aceste elemente sunt extrem de importante. Aceste țări se află într-o altă situație decât România. Sunt supuse unor interese și presiuni diferite. Este mult mai dificil, într-adevăr, în aceste Țări să convingă populația că, într-adevăr, demersul european este cel pozitiv? Ori. Faptul că în aceste ultime luni vorbim mai mult despre aceste aspecte, faptul că avem în viitor o serie de reuniuni în Bulgaria, un summit despre, despre extindere sau despre subiectul Balcanilor de Vest, ca să fim mai preciși, este foarte bine. România dorește să vorbească despre aceste aspecte în viitor și pe perioada președinției, dorește asemenea să vorbească despre parteneriatul estic și dorește să vorbească despre Republica Moldova. Aici este și o opinie personală pe care o emit și una susținută politic de colegii mei din majoritatea parlamentară că, într Într-adevăr, avem nevoie să vorbim de Republica Moldova, avem nevoie să arătăm cetățenilor din Republica Moldova, mai ales anul acesta, că într-adevăr au un viitor european și că suntem aici pentru a-i susține și a le oferi, de ce nu, un viitor mai bun. Și știți, aici mai apare o întrebare care de asemenea e importantă. Mai sunt cetățeni sau oameni care se tot întreabă și mă și întreabă și pe mine în acest context ce am câștigat noi din Uniunea Europeană. Și am tot căutat un răspuns perfect. De adevărat, nu există un răspuns perfect, dar am un răspuns interesant. Când am început acest demers de pregătire pentru Uniunea Europeană în anii 2000, puterea de cumpărare a cetățeanului mediu din România era de 26% din puterea de cumpărare europeană. Astăzi ajunge spre 60%, cu perspective și mai mari. Practic, ne-am triplat Puterea de cumpărare. Or, ce poate fi și mai ilustrativ? Pe cap de locuitor, la valoare nominală, de la 1500-2000 de dolari în anii 90, la peste 11.000 astăzi. Exact, în 2018. Dar, dar când ne referim la puterea de cumpărare, da. pe lângă faptul că există resursele pentru toată lumea în medie, cetățeanul. Da? Are capacitatea să uh, dobândească mai multe lucruri. Are capacitatea, într-adevăr, încă este greu, încă în departe de a fi perfect, încă nu am ajuns la 100% cum ne dorim, dar lucrurile s-au îmbunătățit și ne uităm la statele care n-au uitat Uniunea Europeană cât de greu s-au mișcat și chiar unele state care au intrat și poate n-au aceeași evoluții spectaculoase precum România. O, România are o evoluție importantă pentru că a profitat de piața comună, a profitat de avantaje, a profitat de uh, libertățile oferite spațiul comun european și acestea trebuie reiterate, repetate, pentru că, într aceste beneficii poate unor le considerăm ca fiind normale. Ori nu sunt tot uh, tocmai așa normale. Nu a fost tocmai ușor să aderăm Uniunea Europeană și eu n-aș vrea să uităm de miile și milioanele de români care în perioada aceea de tranziție, de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană, au avut creutăți, da? cred că amândoi fiind foarte tineri, familiile noastre au întâmpinat greutăți să se adapteze la un nou sistem, la un nou sistem economic, la multe schimbări și noi ca tineri astăzi trebuie să ne adaptăm la faptul că nu mai avem o, meserie pe tot parcursul vieții și că trebuie tot timpul să ne adaptăm, să ne pregătim. Da? Nu sunt lucruri normale, sunt lucruri dificile și presupune și a presupus pentru noi un efort deosebit care trebuie reamintit, dar la același timp sublinind și ce am avut de câștigat ca urmărirea aderării noastre, aderările noastre la Uniunea Într Europeană. Într-adevăr, întărind ceea ce foarte bine Spuneți, gândiți-vă că la începutul anilor 90, înainte de războiul iugoslav, Serbia avea un produs intern brut de două-trei ori mai mare decât România, un produs intern brut pe cap de locuitor de două-trei ori mai mare, pe când astăzi Serbia este la jumătate din PIB-ul pe cap de locuitor al, al României. Și diferențele economice dintre România și spațiul ex-sovietic, dintre România și Balcanii de Vest, s-au adâncit în ultimii. 15 ani, adică a progresat foarte mult țara noastră față de aceste state care nu au avut până acum șansa unui parcurs european. Este duminică, am revenit la călătorii geopolitice, călătoria noastră prin lumea europeană de astăzi, alături de domnul Victor Negrescu. Domnule Negrescu, cum vedeți președinția României? În primul rând, ar trebuie să vă întreb pe dumneavoastră cum o vedeți, pentru că ce ne-am propus noi în exact. aceste ultime luni este să întrebăm pe oameni, pe cetățeni, pe toți cei interesați, cum văd ei această viitoare președinție. Și să știți că am făcut-o într-o manieră coerentă, accelerată și intensă. Adică am realizat, pe de-o parte, un, o platformă internet care permite tuturor să emită opinii, completând un formular, venind cu ideile lor, avem rețele sociale foarte active, dar am organizat și foarte multe consultări în toată țara. Am sunt mai multe zone din țară, vom merge în continuare și am organizat și un forum de consultare publică, comunicare și dezbateri la care au participat peste 500 de actori sociali, sindicate, patronate, asociații, au venit la dezbateri, experți au venit la dezbateri și au, au practic, au construit alături de noi temele noastre de interes cu care o să mergem în viitor în Parlamentul României pentru a le susține. Deci am căutat tot timpul să-i implicăm și chiar în definirea a ceea ce va însemna calendarul în marginea președinției o să implicăm într-adevăr actorii din spațiul asociativ pentru a veni cu idei și cu propuneri. Deci, și practic ne-am dorit o președinție sau cel puțin o pregătire a președinției foarte transparentă, foarte deschisă și chiar zilele acestea l-am avut că în România pe directorul Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale și îmi spunea, și nu o spun ca să, ca să ne delăudăm, dar îmi spunea că România a devenit, prin ceea ce a făcut ca sistem de consultări publice, un exemplu în plan european. Și mi-aș dori să devenim un exemplu, și mi-aș dori să-mi spună și pe viitor alți responsabili europeni că am făcut lucrurile așa cum trebuie. Pentru că eu cred sincer și o tot repet, până când, într-adevăr, toată lumea va înțelege acest mesaj, această președinție nu este a unui ministru. Această președinție nu este a unui guvern, această președinție Dumnezeu. este a fiecărui român. De aceea, pentru noi, foarte importantă este consultarea tuturor. Am consultat. Membrii din Parlamentul României, membrii din Parlamentul European, membrii din Comitetul Economic Social European, Comitetul Regiunilor, sindicate, patronalte, autorități locale, toată lumea care a avut idei a putut să vină către noi și poate în continuare să vină către noi cu ideile, cu ideile lor, pentru că doar printr-un amplu consens, un consens național, putem avea o președinție de succes și în sensul acesta, toți cei care am remarcat, așa în ultimele zile, nu știu de unde a apărut dorința de a politiza acest subiect, cred că greșesc nu trebuie să politizăm președinția și de aceea acțiunea mea din ultimele luni a fost clar axată pe componenta tehnică și de transparentizare care, care reprezintă nucleul dur al acestei președinții. Mai este Schengen un obiectiv pentru România? O prioritate după 10 ani? Da, Schengen nu. și aderarea, nu? aderarea la Schengen reprezintă o prioritate și nu am spus-o doar eu, au spus-o foarte mulți actori politici, inclusiv doamna prim-ministru Viorica Dencila a subliniat de mai multe ori necesitatea de a fi în spatul Schengen. Ori România respectă deja de foarte mulți în toate criteriile pentru a adera la spatul Schengen. Avem lucru... consens politic sau ne apropiem de un consens politic în lucru, lucru constatat și de Comisia Europeană. Din păcate, suntem în fața unui vot politic. Deci, practic, noi trebuie să mergem în fața Consiliului de Justiție și Afaceri Interne pentru un vot. Și ne trebuie un vot în unanimitate. Adică toate statele membre trebuie să voteze pentru aderarea noastră la spatul Schengen. România a mai încercat, alături de Bulgaria, de peste 20 de ori se supună la vot în Consiliul de Justiție și Afaceri Interne aderarea noastră la spațiul Schengen, ori de fiecare dată țara noastră a retras acest vot, considerând sau fiind informată că nu există unanimitate. Ceea ce nu cred că este un lucru tocmai pozitiv. Eu cred că dacă vom supune pe viitor la vot, trebuie să fim siguri și evident dacă vom supune la vot sau vom începe acest proces, trebuie să ne asumăm tot ce înseamnă și consecințe pozitive și alte tipuri de consecințe și cred că în ultimele luni am depus eforturi suplimentare pentru a discuta cu toți partenerii europeni și cu statele importante, Franța, Germania și cu statele care sunt mai reticente, Olanda, Olanda uh, chiar cu zilele trecute, Consilierul de Afaceri Europene al prim lui Olandez uh, Rute a fost în România. Am avut o discuție despre aceste aspecte, sublinind necesitatea să nu mai existe reticențe, pentru că România respectă toate criteriile. Din păcate, se mai creează anumite care confuzii și asocieri, o legătură care nu există, să știți, și vreau să fiu foarte clar. Nu există nicio legătură între Schengen și mecanismul de cooperare și verificare. Sunt, Am, două, lucruri sunt două lucruri diferite. În, diferite. în regulamentul Schengen nu există referințe la MCV. Schengen presupune o dimensiune economică și de securitate. Și tehnică, foarte. Și Tehnică. Foarte tehnică, România este în prim plan european pe tot ce înseamnă parte de securitate, are frontiere moderne, a investit foarte mult în aceste aspecte și mai mult decât atât, România este un exemplu pentru că, spre exemplu, uh, și mă repet cu exemplu, dar asta este, asta suntem, uh, am fost printre primele state care a introdus un sistem de înregistrare a numelor, pas numelor pasagerilor care călătoresc uh, cu, cu avionul a primul sau al doilea stat care am introdus acest sistem și suntem un exemplu, vin alte state să vadă la noi cum se face acest lucru. Deci România ar trebui să fie acolo. Eu sper ca toate ideile să meargă în această direcție, ca să existe o unanimitate și un vot pentru a da României la spatul Schengen pentru că e vorba de un tratament egal în definitiv. Și cred că cu toții, nu doar România cu toții, toată Europa are multe de pierdut prin prisma faptului că țara noastră nu este încă acolo. Cum vedeți aderarea la zona euro a României după criza economică? Observăm în, și după criza zonei euro de după 2009, observăm un scepticism și în Polonia, și în Ungaria, și în Cehia cu privire la aderarea la zona euro, țări care, nu, ca și noi, sunt obligate prin tratatul de aderare să își asume și apartenența într-un. Uh, viitor la zona euro. Pe de altă parte, țările Baltice, Slovacia, Slovenia s-au ancorat profund, țări mai mici cu economii într-adevăr ușor adaptabile, s-au ancorat în, în zona euro, reprezintă modele de succes din punct de vedere economic. Vedeți posibilă o aderare a României la zona euro în următorii ani? Se discută în Uniunea Europeană despre lucrul acesta, o aderare chiar în ERM uh, 2 care este o faza preliminară. În primul rând vreau să subliniez... viitorul monedei comune? Să, să ce a spus dumneavoastră. Este vorba de un lucru asumat prin tratatul de aderare. Deci România și-a asumat acest angajament de a adera la zona euro uh, în viitorul său european. Uh, în ultimele luni lucrurile se mișcă într-o direcție pozitivă. La inițiativa uh, primului ministru a fost demarat un uh, Grup de lucru, un comitet amplu la care participă toate forțele politice și experți, și Banca Națională a României și Academia Română, care s-a reunit deja de câteva ori și se reunește cu o regularitate foarte bună pentru a pregăti România pentru aderarea la zona euro. Pentru că sunt o serie de beneficii importante și pentru că trebuie să recunoaștem, viitorul Europei presupune un viitor al statelor care sunt mai puternic integrate și care lucrează inclusiv pe componenta monetară. În sensul acesta, România stă bine la ceea ce înseamnă criterii macroeconomice și stăm destul de bine la ceea ce înseamnă criterii de convergență nominale trebuie să ne îmbunătățim convergența reală, adică, practic, să ne asigurăm că economia națională rezistă intrării din zona euro, să ne asigurăm că, în final, companiile sunt competitive, că cetățenii sunt productivi, că sunt suficient de bine conectați, că avem oarecare stabilitate economică și cred că dacă reușim să generăm împreună, și asta ne-am propus anul acesta, până la finalul anului, să venim cu un acord politic amplu și o strategie, un calendar de aderare la euro, cu siguranță cred că putem să facem eforturi comune cu. Toții pentru a îndeplini aceste obiective. Evident, previziunile sunt pe termen mediu și lung, se vehiculează 2023-2024 ca date, dar vorbim de date vehiculate prin acest document al Consiliului. Dar important pentru noi este nu doar să aderăm, ci să aderăm pregătiți, ori pentru noi și pentru mine, ca ministru delegat pentru afaceri europene, este foarte important ca cetățenii să fie bine informați înainte, să înțeleagă consecințele, pentru că ei vor fi cei care, atunci când merg în magazine, vor vedea schimbările și vor de preț. Și vor vedea dacă există diferențe sau nu, să ne asigurăm că nu sunt rotunjiri în sus, cât poate la venituri, mai degrabă decât la costuri, să ne asigurăm că, în final, companiile sunt adaptate. Da, România tradițional vorbește neuro, da? un, dar cred că e mai mult de atât. Și, cum spuneați foarte bine, există și niște mecanisme bancare, RM2, spre exemplu, care presupune, practic, ca timp de 2 ani să respect niște criterii de stabilitate. Deci este un proces tehnic, asumat politic și de guvernul României și sper toate forțele politice care participă la acest Consiliu de Pregătire. Am revenit la călătorii geopolitice pentru ultima parte a discuției noastre, alături de domnul Victor Negrescu, ministru de delegat pentru uh, afaceri europene. Domnule Negrescu, dacă ar fi să enumerați un top al primejdilor ce pândesc la ora actuală uh, proiectul european pe care le-ați identificat, amenințarea propagandistică a Rusiei, populismul și seducția electoratului de către guverne sau partide populiste, imigrația care nu poate fi controlată în anumite zone, terorismul, care ar fi principalele primejdii ce amenință la ora actuală proiectul european? Aș putea spune și căutam acum un cuvânt bun pentru a enunța aceste lucruri. Nu știu dacă l-am găsit de când ați formulat întrebarea, dar cred că ar vorbi aici mai degrabă de. Uh, um subjetivismo un subiectivism exagerat. Adică ideea aceasta că statele se preocupă de propria soartă mai degrabă decât da. să găsească soluții comune. Faptul că liderii și anumiți lideri politici sunt preocupați de ușita politică în loc da. să găsească cele mai bune soluții. Chiar ați menționat câteva state care fac acest lucru și care nu acceptă ca România să intre în zona, în spațiul Schengen pentru că acest lucru poate ar afecta electoratul pe care l au, ceea ce nu e normal. Adică uneori decidenții trebuie să-și asume și acest decizii importante și să explice populației. Eu cred că nu faci politică pentru a răspunde unor sondaje, ci convingi populația ca, în definitiv, în sondaje să ai rezultatele pe care tu le aștepți. Și acest lucru ar trebui să fie făcut. Acest subiectivism prin păcate -a, a împiedicat Europa, de exemplu, să găsească cele mai bune soluții la ceea ce înseamnă criza migrației. Pentru că nu am discutat suficient între noi. România, de exemplu, a avut o poziție foarte interesantă atunci când țara noastră a spus foarte clar, este important să avem o strategie comună de intervenție în statele unde există conflicte și în statele tranzitate de migranți. Ori, în definitiv, ce am făcut după câțiva ani? Asta facem. Păi, nu asta te să facem din prima, cum a spus și România. Nu spun, în cazul acesta am avut dreptate. Poate în alte cazuri. România nu are dreptate și nu ascultăm suficient pe ceilalți. Dar trebuie să ne ascultăm mai mult pentru a face față provocărilor, cum a spus dumneavoastră, terorism, Uh, amenințările care vin dinspre est, amenințările care vin dinspre sud, crize economice, se, da, uh, am avut criza uh, catalană, nu mi, mișcări de acest gen, da, separatiste. Ideea este că, uh, clar, să găsim soluțiile ascultându-ne mai mult și comunicând mai mult. Ce remarc eu și am remarcat în ultimul timp de când sunt ministru este că, într-adevăr, discuțiile poate nu se poartă la nivelul care ar trebui să se poarte. Eu am susținut acest lucru și mai sunt și alți, alți miniștri și alte țări că este important să discutăm la nivel politic și decizional lucrurile cele mai importante. Din păcate, în construcția europeană, prea multe lucruri se discută la nivel tehnic acum și tehnicul este foarte bun trebuie să ne dea o construcție, dar nu este normal ca să te prezinți ca ministru la un consiliu și să spui doar anumite lucruri și să pleci acasă. Poate este să mai și discuți, să te mai și auzi. De exemplu, în marginea consiliului cel mai important lucru într-adevăr sunt discuțiile acestea care se poartă între, între oficial. Eu am remarcat totuși o tendință spre rediscutarea elementelor importante. Cred că sunt premize bune pe de viitor. Văd niște evoluții pozitive. Chiar am remarcat asta la, la, câteva, la câteva întâlniri este important să ne asumăm responsabilități. Ori construcția europeană, și nu trebuie să uităm acest lucru, a fost generată de anumiți politicieni vizionari. Robert Schumann printre, printre care printre și Robert Schumann și uh, Monet și alții lideri alții, alții de, alții, alții de, de, de marcă evident toți aceștia au și au asumat responsabilități într-o Europa ruinată de război și de conflicte și de de conflicte și unde au, ura încă mocnea exact, au găsit soluții pentru a fi împreună ori astăzi avem nevoie să găsim soluții pentru a fi împreună pentru că doar așa putem să reducem vocea celor care caută să ne separe Credeți în ideea Mutând acum discuția într-un într registru filozofic, credeți în ideea de Euroamerica, de unionism de ambele mari ale Atlanticului? Eu cred că... S-a discutat lucrurile mult acestea, la nivel literar, evident. Din nou, vorbim de multe, multe idei care sunt vehiculate. Între da. Europa și America există și Statele Unite, în mod special, și Canada există sinergii și există și valori comune și există și o istorie comună și aceste elemente sunt importante. De aceea, România mereu a fost promotoarea unor relații deosebite între Europa și Statele Unite și în continuare vehiculăm aceste lucruri, chiar că uneori poate fi mai dificil în plan european. Noi am continuat să transmitem acest mesaj și se pare că de cele mai multe ori am avut dreptate să continuăm să împingem către o bună colaborare. Vedem în cazul Siriei, Europa și anumite state din Europa care erau mai reticente la Statele Unite, colaborează cu Statele Unite pentru a interveni împotriva ceea ce n-ar trebui să se întâmplă în Siria, da? atacuri cu arme chimice. Discutam la un moment dat despre faptul că Statele Unite ar fi căutat și dorea să introducă anumite taxe vamale pentru statele, pentru anumite produse din Europa. S-a discutat și s-au găsit soluții. Până la urmă, se pare că nu vor fi introduse pentru statele europene. Deci, există premize, trebuie să intensificăm acest dialog. Eu, când eram în Parlamentul European, creasem o rețea a parlamentarilor sub 40 de ani de pe ambele maluri ale Atlanticului și din Europa și din Statele Unite, care a funcționat foarte bine și toată lumea, indiferent de opțiunile politice, considera că doar împreună putem fi mai puternici și de aceea trebuie să găsim soluții pentru o mai bună colaborare economică, pentru mai bune multe schimburi și militare și financiare, pentru că știți, noi avem senzația că ceea ce noi reprezentăm în lume este ceva comun, adică suntem țări democratice. Valorile noastre democratice sunt ceva no normal, or să știți că nu este ceva normal. Noi de fapt Europa și statele unite sunt o excepție Suntem o minoritate, în continuare. Chiar dacă a țările africane, cortina, țările asiatice sunt de fier, exact, da, suntem o excepție. Chiar și în o minoritate... proximitatea noastră în spațiul exsovietic avem țări autoritariste, nu, care rezolvă problemele într-un mod tranșant unde democrațiile nu sunt funcționale sunt între noi între ghilimele sunt democrații controlate nu? În tot spațiul ex-sovietic aproape, sunt cu excepția Moldovei, Ucraine și Georgei. Sunt probleme cum spuneați dumneavoastră chiar aici în, în, proximitatea în, noastră. în proximitatea noastră și atunci noi trebuie să înțelegem că trebuie să ne apărăm aceste valori, trebuie să le promovăm și că astăzi sunt supuse criticilor chiar în interiorul Uniunii nostru da. și uh, trebuie într-adevăr să ne regăsim identitatea. Și democrația este o șansă nu un dat și Între democrația se păstrează și se luptă pentru ea nu doar se consideră că e un lucru câștigat, pe, cum a spus dumneavoastră fără, fără termen fără termen, da, din păcate uităm aceste lucruri și cred că decidenții trebuie să-și asume această responsabilitate în a, în a apăra aceste valori comune Este realist acest proiect de salt al României, de, la, de ancorare a României în centrul, în nucleul uh, unionist al Uniunii Europene, al proiectului european? Nu știu dacă este un centru unionist. Știu că există țări care tot timpul împing această mașinărie înainte, da? România. A Au fost... apărut acum și țări chiar lângă noi care uh, sunt împotriva adâncirii care au guverne împotriva adâncirii Sau, da, federalismului da, european. Și intensificării relațiilor în spațiul european. România, în schimb, a fost mereu acolo pe subiectele importante. Dacă vorbim de politica apărare comună, România a fost acolo. Dacă vorbim de mecanisme precum Procurorul European, România a fost acolo. Și deci, România, tot timpul când a existat un mecanism comun de colaborare, a căutat să participe într-o manieră activă, evident, cu semnele sale de întrebare, cu punctele sale de vedere. Adică, nu cred că să acceptăm totul, trebuie să participăm la ceea ce ar însemna viitorul Europei. Dar România este, este acolo. Dacă asta înseamnă să fie nucleul dur, ar fi foarte bine. În schimb, ne dorim ca ușa acestui proces de integrare să fie în permanență deschisă și acest proces să fie unul deschis și transparent, fără obiective în mișcare. Schengen nu este un obiectiv în mișcare, mai sunt și alte obiective în mișcare, din păcate, și cred că ar trebui la un moment dat să fim foarte clari pe aceste subiecte și să tindem cu toții în aceeași direcție. Domnule Ministru, în încheierea călătoriei noastre, o să vă adresez o, o întrebare personală. Care este orașul dumneavoastră preferat din Europa? Bruxelles, Parisul, Berlinul, except în Bucureștiul, evident. Except, except, în în orașul, except, except în România, evident. Da. Except, except în România. Eu, aici nu pot să fac o alegere. Eu cred că destinul te duce acolo unde, unde trebuie și uh, orașul preferat e să fie acela unde poți schimba lucrurile. Și așa tot timpul mi-am fixat calea. Spuneați dumneavoastră de o călătorie în emisiunea pe care o moderați. Da, viața e o călătorie. Și astăzi este o călătorie în tot spațiul european. Eu invit pe toți cei care ne ascultă să profite de ea, să folosească toate oportunitățile, să lupte pentru ceea ce cred și cu siguranță își vor alege așa și orașul preferat, fie că este în România, și sper să fie în România, sau în altă parte a globului. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la călătorii geopolitice. Până duminica viitoare, rămâneți alături de RFI, rămâneți alături de noi. La revedere!